Zooniverse Podcasts. Bine te-am găsit la bibliotecă. Astăzi am adus o carte tablou și copiii copiilor lor, semnată Nicolas Mathieu. Cartea a apărut la editura Art, divizia Musai, și pune așa într-o ramă destinul unor părinți și ai lor copii care trăiesc într-un orășel industrial din Franța. Acțiunea se întâmplă undeva la începutul anilor 90. Bibliotecă cu Tea Teodorescu. Un podcast Zooniverse. În carte avem două generații, părinți și copii, iar personajele sunt diferite. În primul rând, provin din pături sociale aflate la Poliopuși și au și ambiții și idealuri diferite. Cartea se deschide cu imaginea lui Anthony, un puști de 14 ani, care, însoțit de vărul său mai mare, merge pe o plajă unde se face nudism. Plaja e goală, dar băieții întâlnesc niște fete, puștii fumează ceva, apoi sunt invitați la o petrecere. Numai că, pentru a ajunge acolo, cei doi fură motocicleta tatălui lui Anthony. Un gest care poate fi pus pe seama euforiei vârstei, dar e momentul care schimbă cursul unor vieți. Nicolas Mathieu surprinde tare bine atmosfera asta în care se învârt adolescenții, preocupările lor, pierderea de vreme, alcoolul prea mult combinat cu vârsta prea mică, drogurile, toate astea vin la pachet cu o vară călduroasă și un orășel unde atmosfera îl încezește, iar tinerii caută să profite de vacanță. Băieții trecuseră cu toții pe acasă și miroseau a gel de duș, părul le strălucea, unii forțaseră puțin nota cu deodorantul. Își dădeau aere plictisite de oameni care le-au văzut pe toate, totuși păreau agitați. În sfârșit își făceau și ele apariția, două câte două sau în grupuri mici, fetele cu ochii lăsați în jos, chicotind înăbușit, cu părul lung și negru, aruncând priviri furișe. Se așezau pe cealaltă parte a pistei, pe bănci sau sprijinite de bariera de securitate. Veneau din celelalte cartiere, cele care coborau din autobuz, aveau voie pentru că erau în vacanță și condiția era să nu se întoarcă acasă prea târziu. În cartier nu se flirta, pentru că orice gagică era în mod fatal sora sau fiica vrunuia. Dar la vizitatoare era voie, iar ele debarcau aici în fiecare zi grație acestui bâlci, vai mama lui. Trebuia profitat de asta. Anthony, băiatul care se face remarcat încă de la primele pagini, face o pasiune pentru Stephanie, fiica unui tip influent cu aspirații de politician. Vorbim aici de o familie înstărită, e genul de familie care își permite să întrețină o piscină. Poate ăsta e și motivul pentru care Stephanie se joacă mult cu Anthony. Steph nu-i vreo fată cu minte, dar știe să joace după regulile casei ca să facă pe plac părinților. Stephanie avea întotdeauna grijă să nu se întoarcă prea terminată acasă. Mama ei avea suflet de vameș și un cronometru în loc de inimă. Dacă Steph avea ochii injectați și nu se întorcea înainte de ora 7 seara, avea de-a face cu litanii nesfârșite despre respect și viitor. Autorul îl prezintă și pe Hasin, este al treilea personaj principal, dacă vrei. E rău școlii care își face apariția la petreceri neinvitat, face scandal, bea mult și apoi se aprinde la fel de repede. Tatălui născut în Maroc a venit aici să scape de sărăcie și ca orice părinte dorește să-și vadă fiul mai bine decât a ajuns el. Și asta înseamnă că trebuie să fii serios, să muncești, să nu furi. Deși bătrânul a respectat toate astea, n-a reușit să ajungă prea departe. Asta pentru că nu s-a născut unde trebuia. La uzină fusese supus 40 de ani. Punctual, docil în aparență, rămânând însă arab. Pentru că înțelesese repede că ierarhia muncii nu depinde doar de competențe, de vechime sau de diplome. Printre muncitori existau trei clase. Cea mai de jos era rezervată negrilor, magrebienilor ca el. Apoi mai erau polonezii, iugoslavii, italienii și francezii mai puțin pricepuți. Pentru a accede la posturile superioare, trebuia să fii născut în hexagon, nu se putea altfel. Și dacă printr-o excepție un străin devenea specialist sau maestru, în jurul lui plutea întotdeauna o aură de suspiciune, un nu știu ce-l făcea din start să n-aibă dreptate. Sunt droguri în carte, e sex mult, sunt episoade violente. Tatălui Hasin, de exemplu, practică un parenting așa cum a învățat și el de la părinții lui, cu bătaie, adică. Ăsta e și motivul pentru care Hasin ia o mamă de bătaie de la taică-su când e bănuit că a furat motocicleta lui Anthony. Hasin simte o siluetă mișcându-se în spatele lui. S-a întors și l-a văzut pe tatălui cu coada de topor ridicată deasupra capului. N-a avut timp să scoată niciun cuvânt. Coada s-a abătut asupra capului său, scoțând un sunet incredibil de gol. A doua lovitură a pornit din voleu și l-a atins în cot. Băiatul s-a lăsat să cadă cu fața la podea, s-a apărat cu mâinile. Loviturile continuau să cadă și durerea se repeta în degete, pe coaste, în partea de jos a spatelui. Își auzea propria voce implorând.
tatăl nu spunea nimic. Gâfâia și nu se grăbea, cântărind bine fiecare lovitură ca pe o muncă grea. Când s-a terminat totul, tatăl l-a închis pe Hasin în camera lui. Băiatul și-a putut studia efectele tragediei în oglindă. Arcada era spartă bine și avea vânătăi peste tot, abia dacă putea să-și miște degetele. S-a întins cu grijă pe pat. Îl dureau așa de tare părțile corpului încât a început să râdă nervos. Curând, din camera vecină s-a auzit un murmur neobișnuit și a lipit urechea de perete. În camera lui tatăl se ruga. Fiecare capitol din carte poartă numele unui cântec celebru. Smells Like Teen Spirit al Nirvana sau I Will Survive, Gloria Gaynor. Autorul se joacă aici. E interesant că titlul capitolului îți spune multe despre starea personajelor, despre cum se simt ele și care-i vibe-ul. Cartea se încheie rotund, tot cu o motocicletă și aceleași personaje care, deși la început își doreau să părăsească orășelul obosit, rămân tot acolo. Cartea a fost recompensată cu premiul Goncourt. E un premiu oferit o singură dată în viața unui scriitor pentru opera scrisă în limba franceză. Îl primește autorul care publică cea mai bună și plină de imaginație opera anului. În 2018 a venit rândul lui Nicolas Mathieu, care primește distincția pentru cartea de astăzi și copiii copiilor lor. Cartea a apărut la editura Art, o găsești online și în librării. Atât pentru acum, eu te aștept și data viitoare la Bibliotea cu o carte nouă. Zooniverse Podcasts.